seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina s-au încheiat astăzi fără rezultate concrete. După 5 ore de discuții, părțile s-au înțeles că se vor mai întâlni odată. Militarii ruși au continuat să atace marile orașe ale Ucrainei chiar în timpul negocierilor de pace. Harkov a fost bombardată de artilerie și sunt cel puțin 11 morți. Și rușii simt efectele războiului. Rubla este în scădere liberă, iar oamenii se grăbesc să-și retragă banii din bănci. La unul dintre punctele de trecere a frontierei dintre Ucraina și Moldova, zeci de șoferi moldoveni stau blocați de 4 zile pentru că vameșii nu le-ar permite să treacă. Cât poate să ne ție aici? Ce înseamnă asta? Adică pe alți străini poate primi în țară, dar noi să... Este a cincea zi de război în Ucraina și prima în care au avut loc negocieri pe muchie de cuțit între delegațiile celor două părți, dar rezultate nu sunt. Urmează o a doua rundă de negocieri. Dacă speranțele de pace sunt firave, bilanțul victimelor e cu certitudine teribil. Condamnată și izolată de restul lumii, Rusia începe să simtă efectele războiului pe care l-a declanșat. Rubla s-a prăbușit, iar activele băncii centrale ruse au fost înghețate. Și în timp ce Moscova și-a pus forțele nucleare în alertă, președintele Ucrainei a semnat cererea de aderare a țării sale la Uniunea Europeană. Наші солдати, вони борються за нашу державу, а отже і за всю Європу. Primele negocieri de pace dintre Moscova și Kiev au avut loc astăzi la granița dintre Ucraina și Belarus. Discuțiile au durat mai bine de 5 ore, iar la final părțile nu au spus nimic despre vreo înțelegere de încetarea focului, dar au convenit că se vor mai întâlni încă o dată. Atât reprezentanții delegației ruse, cât și acelei ucrainene afirmă că au identificat puncte comune unde pot fi găsite soluții, fără a oferi detalii. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения, ради того, чтобы эти решения стали уже, получили, вернее, какие-то возможности имплементации в логистические решения. Стороны уезжают для консультации в столице своей, и стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития. Мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Вот. И самое главное, договорились продолжить. A doua rundă de negociere ar urma să aibă loc în următoarele zile la granița dintre Polonia și Belarus. Astăzi discuțiile au avut loc în orașul Pripyat din regiunea Gomel. Ucrainenii au ajuns acolo dimineața cu un elicopter polonez. Din delegația ucraineană au făcut parte, printre alții, ministrul apărării, șeful oficiului președintelui Ucrainei și ministrul adjunct al afacerilor externe. La negociere ar fi participat și miliardarul rus Roman Abramovici, care ar fi fost invitat de Kiev în calitate de mediator, a declarat astăzi purtătorul său de cuvânt, potrivit The Guardian, și cotidianul The Jerusalem Post raportează că Abramovici se află în Belarus. Miliardarul rus cu cetățenie israeliană locuiește la Londra și este considerat un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a afirmat anterior că nu crede în rezultatul discuțiilor ruse-ucrainene de la frontiera cu Belarus, adăugând însă că trebuie încercat.
Bombardamentele rușilor continuă chiar în timpul discuțiilor de pace. Astăzi au fost atacate masiv cu rachete orașele Harkov, Chernigov și Jitomir. Și noaptea trecută trupele ruse au încercat să spargă apărarea Kievului, dar nu au reușit. La Harkov s-au înregistrat cel puțin 11 morți și 10 de răniți. Vă avertizăm că urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Orașul Harkov a fost astăzi ținta rușilor. Din imaginile surprinse de localnici, în acest oraș, al doilea cel mai mare din Ucraina, a fost iadul pe pământ. Ploaia de rachete lansată de armata rusă a nimerit în casele oamenilor, magazine sau chiar direct pe străzi. Mai multe persoane au fost ucise, iar altele grav rănite. Asta e aproape рядом со мной. Десять минут назад. Да, женщина, две ноги оторвал. Ну, в магазине это хозяюшка. Горячий. 28 февраля. Только что попали в дома. În Chernigov a fost declanșată o alertă de raid aerian. Un bloc de locuit și cel mai mare depozit alimentar din oraș a fost distrus de rachetele rușilor. Epicentr gări. La popadanie. Comandantul șef al armatei a confirmat azi noapte că Rusia a folosit sistemele de rachete Iskander pentru a ataca Jitomir. Una dintre ele a distrus cinematograful din oraș. De asemenea, au fost difuzate imagini cu o coloană de tehnică militară rusă distrusă de ucraineni lângă Jitomir. Se vintikaie po ходу цього бука, я так думаю. Так, хорошо. Imagini din satelit realizate ieri au arătat o mare desfășurare de forțe terestre rusești, inclusiv tancuri, care se deplasează în direcția capitalei ucrainene, Kiev. Mariupol tremăreți, nu e problemă. Bradiansk zainete protivnikam, tam nu bolo naših visk. Вони місто взяли. Це те угруповання, яке йшло з Мелітополя на Маріуполь. Зараз воно там. Підходять резерви з Криму невеличкі. В бік Херсона зосереджується біля Херсона. Localnicii din Berdeansk, unde rușii deja și-au arborat drapele pe clădirile administrative, au protestat în fața Consiliului orașului și au cântat imnul. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, spune că informațiile potrivit cărora capitala Ucrainei ar fi înconjurată de forțele rusești sunt false, însă la periferii se duc lupte grele. În localitatea Bucii, situată la 30 de kilometri de Kiev, un convoi al militarilor ruși a fost distrus de ucraineni. Localitatea Irpeni, situată la fel lângă Kiev, a fost ținta atacurilor ruse, însă ucrainenii au reușit să oprească înaintarea unei coloane de tancuri. Pentru ucraineni, astăzi a fost a cincea zi în care au trebuit să reziste invaziei ruse. În regiunea Zaporojie, localnicii au oprit avansul unui tank rusesc. Aceștia au blocat drumul, astfel că blindata a fost nevoită să se întoarcă. Ministerul Sănătății al Ucrainei a declarat că 352 de civili, inclusiv 14 copii, au fost uciși de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina. De asemenea, peste 1600 de persoane, inclusiv 116 copii, au fost rănite. Spitalele din Ucraina se pregătesc pentru un flux mare de răniți. La Odessa, de exemplu, Spitalul Clinic Orășenesc își suplinește rezervele de sânge, iar circa 100 de medici sunt pregătiți să intervină în orice moment. Și localnicii încearcă să ajute cum pot. Mai mulți voluntari au deschis un punct de colectare a ajutorului umanitar pentru militari, iar reporterul ProTV Chișinău, care este la Odessa, a discutat cu aceștia. Acest medic spune că de când Rusia a atacat Ucraina, nu a mai închis un ochi. Я практически не спал. Я все время нахожусь здесь, потому что я надеюсь, что, вернее, думаю о том, что все пройдет гладко. Но если не дай бог, ну не будет ранений,
Но мы готовы в любое время оказывать помощь. Мы готовы принимать порядка 50-100 пациентов в сутки. Instituția are circa 100 de angajați medicali gata să salveze soldații. Din fericire, până azi la spital au ajuns doar 6 răniți în urma atacurilor rusești. К сожалению, один пациент погиб, четверо находятся в больнице в стабильном состоянии, прооперированные, и один уехал домой. Pe timp de război, spitalele trebuie să fie asigurate cu rezerve de sânge, așa că zilnic localnicii vin la spital și donează. Numărul donatorilor a crescut de aproximativ 15 ori în doar o zi. Постоянно приходят доноры сдавать кровь. Вчера была здесь очередь, аж вон туда стояла. Здесь донорский пункт. Вот как определяют кровь. Locuitorii din oraș nu s-au oprit aici și au deschis un centru de colectare a ajutoarelor umanitare. Mă aflu acum în unul din punctele de colectare a ajutorului umanitar. Mai mulți voluntari s-au oferit să colecteze produse de strictă necesitate, apă, hrană, medicamente și haine. În spatele meu vedeți toate lucrurile care au fost adunate până acum. We organize a big center of humanitarian help and now we try to accumulate all our sources to help our army to fight with Russia aggression against Ukraine. Oamenii spun că le pare rău că orașul lor, cândva un loc turistic îndrăgit de mulți străini, a devenit un loc împânzit cu tehnică militară. There our theater of opera and ballet. Yeah. You will go forward, you will see the last time when we saw our theater in just way it was 1941. Now history repeating. Pearls of architecture, now there is a tanks here and really it's awful view for us. Aseară orașul Odessa a fost din nou bombardat. Noaptea însă a fost liniștită, iar armata ucraineană deține în continuare controlul în localitate. Volodymyr Zelensky a cerut din nou ca Ucraina să fie primită în UE printr-o procedură specială și a semnat astăzi o cerere oficială în acest sens. Șefa Comisiei Europene a afirmat că își dorește ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană, însă nu a oferit un orizont de timp în legătură cu aderarea. Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета – бути разом з усіма європейцями. І головне – бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо. Volodymyr Zelensky a semnat astăzi cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Наші солдати, вони борються за нашу державу, а отже, і за всю Європу. Șefa Comisiei Europene a afirmat că își dorește ca Ucraina să intre în UE, dar nu a oferit niciun indiciu că ar fi o aderare rapidă, așa cum a cerut Zelensky. We have a process with Ukraine that is, for example, integrating the Ukrainian market into the single market we do have. We have a very close cooperation on the energy grid, for example, very closely together, and indeed over time they belong to us, they are one of us and we want them in. Volodymyr Zelensky a venit astăzi cu un mesaj pentru militarii ruși care luptă acum în Ucraina. Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни. Уходите. De când a început războiul, Zelensky se adresează frecvent populației, iar unul dintre discursurile sale a emoționat până la lacrimi o traducătoare de limbă germană. Мы вас wir verteidigen. Переможемо. Слава кожному нашому солдату. Слава Україні. Traducătoarea a izbucnit în plâns, iar acest moment s-a viralizat imediat pe rețelele de socializare. Acum 5 ani juca rolul unui profesor de istorie care peste noapte a devenit președinte. Astăzi joacă rolul vieții sale, conduce o țară care este atacată de una dintre cele mai puternice armate din lume. А меня бы на одну неделю туда отправили. Если бы можно было, я бы был устроен. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. Удар. Здесь рядом Садовский. Да. Criticat până ieri de mulți, Volodymyr Zelensky e privit astăzi cu admirație pentru curajul său. Cum a reușit să se transforme dintr-un comediant, într-un lider important, vedeți imediat.
Rubla rusească se prăbușește, a scăzut drastic față de dolarul american după ce Occidentul a anunțat noile sancțiuni. În plus, Banca Centrală Europeană a constatat astăzi falimentul probabil al filialei europene a băncii rusești Sberbank, printre cele mai mari din Rusia, după retragerile semnificative de depozite din cauza conflictului din Ucraina și a sancțiunilor impuse de țările occidentale. Rubla rusească este în cădere liberă. Presa internațională anunță o scădere de aproximativ 40% până la 118 per dolar. Noul minim record pentru moneda rusească a fost înregistrat după ce mai multe bănci din țară au fost excluse din sistemul internațional de plăți SWIFT. Banca Centrală a Rusiei a făcut apel la calm, însă de teama noilor sancțiuni, rușii s-au grăbit să-și retragă banii din bănci. La bancomate sunt deja cozi uriașe, iar oamenii încearcă să scoată cash în orice valută au la dispoziție. А это все очередь. Очередь два ряда уже, правда. Decizia Uniunii Europene, a Statelor Unite și a aliaților lor de a scoate bănci rusești din SWIFT este cea mai dură măsură impusă până în prezent Moscovei din cauza conflictului din Ucraina. Rusia se bazează în mare măsură pe SWIFT pentru exporturile de petrol și gaze. Activele băncii centrale a Rusiei au fost de asemenea înghețate, limitând capacitatea țării de a-și accesa rezervele internaționale. Aceasta are rezerve de aproximativ 630 de miliarde de dolari. Analiștii cred că în Rusia a început deja o panică bancară, iar inflația se va accelera puternic. Pentru a compensa riscul crescut de depreciere a rublei de inflație, Banca Centrală a Rusiei a dublat dobânda cheie a țării de la 9,5% la 20%. Mai multe filiale europene ale Sberbank Rusia, deținute în majoritate de guvernul rus, eșuează sau sunt susceptibile de a eșua din cauza costului războiului din Ucraina asupra reputației lor, a declarat luni Banca Centrală Europeană, supraveghetorul creditorilor. Totodată, astăzi dimineață, au fost anulate tranzacțiile la bursa din Moscova, așadar Banca Centrală la Rusiei a interzis temporar brokerilor să efectueze vânzări în lipsa pe bursă. După impunerea sancțiunilor economice de către Occident, Vladimir Putin a convocat astăzi o ședință de urgență unde a discutat despre situația economică din țară. El a numit comunitatea internațională un imperiu al răului și al minciunii și a cerut băncilor să mențină ratele dobânzilor la împrumuturi în acordurile încheiate înainte de majorarea de astăzi a ratei cheie. Для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами, мы с Михаилом Владимировичем обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны. Presa nu a avut acces la această ședință. După întrevederea purtătorului de cuvânt al lui Putin, a anunțat că acesta a dat indicații că toate ratele de împrumut specificate în contractele de împrumut sunt menținute, după ce rata cheie a fost majorată la 20%. Un nivel al dobânzei de peste 17% a mai fost înregistrat în Rusia în 2014, după sancțiunile impuse acesteia pentru anexarea Crimeei. Într-o adresare făcută astăzi, șefa Băncii Rusiei a declarat că este de așteptat ca ratele dobânzilor și împrumuturilor pentru gospodării și întreprinderi să crească semnificativ în viitorul apropiat. Условия для российской экономики кардинально поменялись. Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов. Banca Rusiei cere companiilor exportatoare să vândă 80% din valuta pe care o dețin, după ce azi dimineață rubla a atins un nou minim istoric. Rubla s-a depreciat la un nou nivel record față de dolar, după ce sancțiunile adoptate de Uniunea Europeană împotriva Băncii Centrale a Rusiei au intrat în vigoare luni la primele ore, după publicarea lor în Jurnalul Oficial al UE. Cetățenii veniți din Ucraina pot schimba hrivna la un curs mai favorabil pentru ei. Unele bănci din țară au anunțat că începând de astăzi cumpără moneda ucraineană la cursul anunțat de Banca Națională, după ce săptămâna trecută hrivna s-a devalorizat până la un bănuț. Experții spun că decizia băncilor de a oferi un curs accesibil este un lucru corect față de ucraineni, dar care îi costă pe bancheri.
Mai multe bănci din capitală au cumpărat astăzi o hrivnă cu 60 de bani față de un bănuț cât era zilele trecute. Bancherii spun că acest curs este valabil doar pentru cetățenii ucraineni, care pentru un schimb valutar trebuie să prezinte pașaportul. Experții afirmă că acesta este un lucru corect în raport cu refugiații. Au instalat acest curs pentru că oamenii care au lăsat în urmă și casă și masă și tot, și nu pot să-i jupoi pe deci. Sub aspect economic, sigur că nu știm care este cursul real al hrivnei, cum se va pierde. Expertul economic Victor Ciobanu a spus că în prezent se duc negocieri între Banca Națională și Banca Centrală de la Kiev privind schimbul monedei ucrainene în această perioadă în țara noastră. Vedem ce se întâmplă cu rubla rusească, care e parte de război, este în cădere liberă. Respectiv, și hrivna nu poate fi stabilă. Este absolut clar. Banca Națională a pus un curs și probabil își asumă eventual dacă vor fi anumite pierderi financiare, dar care nu contează în această situație de război. Victoria Malinovskaya a venit acum 4 zile din Odessa împreună cu sora ei, care are o fetiță. Femeia ne-a spus că nu a început să schimbe până astăzi bani, încât cursul valutar nu i-a permis să facă acest lucru. Хочется, чтобы очень сильно надеемся, что еще пару дней, что договорятся, прекратятся все военные действия, вот, и мы сможем вернуться, потому что у нас есть родные, которые не смогли выехать. Я, конечно, понимаю, каждый выкручивается кто как может. Вот. Естественно, было очень обидно, наверное, неприятно видеть, когда курс просто нереально, там 0,01 там, за гривну. Капитализм есть капитализм. Вот. Но мы... не разменяли бы на то? Наверное, нет. Тынара не спус, что спера, что разбойл дин Украина се ва ангея кыт май курынт и се ва путя антуарче акаса. Я люблю свою родину, и там мои родные остались, и мы будем возвращаться. Мы выехали в том, чем были, мы ничего не взяли с собой, у нас были какие-то наши государственные деньги, и сейчас мы будем благодарны за любой курс. Imediat ce a început războiul în Ucraina, iar mai mulți cetățeni din țara vecină au venit la noi, mai multe case de schimb valutar din Moldova au început să cumpere hrivna ucraineană de la refugiați cu un bănuț. Asta deși BNM a stabilit valoarea unei hrivne de aproape 60 de bani. Experții economici spun că unii au decis să facă bani pe seama războiului și au cerut băncii naționale să intervină. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, va efectua o vizită fulger în Republica Moldova. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al guvernului, care nu a oferit detalii despre data când oficialul ar urma să ajungă la Chișinău. Înaltul reprezentant al UE pentru politică externă vine în Moldova pentru a discuta despre criza refugiaților din Ucraina și despre cum Uniunea Europeană poate ajuta Republica Moldova în gestionarea situației. Unele surse scriu că Borrell va veni miercuri la Chișinău pentru a discuta despre perspectiva europeană a Moldovei. 10 de șoferi de tir din Republica Moldova stau de 4 zile blocați într-o parcare din preajma Vamei, Mogilev-Podolsk, de partea ucraineană. Oamenii spun că vameșii nu le-ar permite să treacă frontiera. Reprezentanții guvernului de la Chișinău spun că din cauza stării excepționale, controalele la frontieră sunt mai riguroase și că din această cauză se formează cozi. Cât poate să ne ție aici? Ce înseamnă asta? Adică pe alți străini poate primi în țară, dar noi să... În jur de 25 de șoferi stau blocați în parcarea de lângă frontiera Ucrainei cu Moldova. Unii s-au pornit în Rusia, transportând mere sau cauciucuri, dar din cauza războiului s-au reîntors din drum. Alții veneau din Belarus și Rusia. Sergiu are deja 3 zile de când încearcă să ajungă acasă. Vama ucrainească stopează marfa. Nu permit trecerea, socot că... E marfa agresorului și poate să o stopeze. Adică, da, am dat dovadă la vame că marfa este achitată de moldoveni. A blocat ieșirea și intrarea în parcare. Dacă uitați acum, că mașinile de-a spornit astăzi băieți, răbdare au trecut, la noi ne pornim tăți. Să ne ducem la vrotieră, ne ține aici în deal, de-amă cât timp poți ne ține. De 3 zile a fost blocat în parcare și Sergiu, iar de 24 de ore așteaptă la punctul de trecere a frontierei Mogilev-Podolsk. Nu ne permit să trecem fără frontieră, fiindcă marfa este din Rusia și iau o hotărâre oarecare, dar ce hotărâri vor lua? Nu suntem la curent, nu ne pune nimeni la curent. Când am ieșit din parcare, eram 52 de camioane. Acum, la vamă,
La vamă, în timpul de dat, suntem două camioane. Potrivit reprezentanților guvernului, din cauza stării de urgență, sunt controle mai riguroase la frontiere și s-au format cozi. În baza la ce se consiste vame și marfa unui tir comercial, că ea este din Rusia sau de la Rus. Nu, este un fake absolut. Probabil că cineva dezinformează chiar și șoferii care sunt acolo. Ei nu stau blocați de 4 zile și nu li se permite să iasă. De 4 zile s-au format, într-adevăr, niște poli. Este o situație excepțională, când toate tirurile trebuie verificate în mod mai atent. Potrivit responsabililor de la guvern, în jur de 17 camioane se află într-o zonă de parcare de lângă Mogilev-Podolsk, iar la punctul de trecere Tudor Staro-Kazaci se află 4 tiruri. Ministerul Infrastructurii de la Chișinău a publicat 3 trasee alternative pentru operatorii de transport rutier internațional. Agenția Națională Transport Auto recomandă ca șoferii să ocolească teritoriul Ucrainei. O familie cu 11 copii din Odessa se află printre refugiații de la centrul de plasament de la Moldexpo. Stupam. Darina. Yesfir. Avraam. Emilia. Sofia. Михей. Алина. Сёма. Как тебя зовут? Татар. Familia a ajuns la Chișinău după un drum lung, toți fiind înghesuiți în câteva mașini. Aflați povestea lor emoționantă, imediat la știri. Cei 13 grăniceri ucraineni de pe insula Șerpilor, considerați morți după atacul rușilor, ar fi în viață, însă ținuți prizonieri, potrivit unui comunicat al forțelor navale ucrainene citat de presă. Conform Marinei Ucrainene, pe 25 februarie, grănicerii au respins 2 atacuri ale rușilor. În cele din urmă, aceștia au fost nevoiți să se recunoască învinși. De asemenea, ucrainenii susțin că forțele ruse au distrus complet infrastructura insulei. În consecință, comunicarea cu insula Șerpilor a fost întreruptă, iar încercările repetate de a contacta personalul și de a afla informații despre soarta lor au fost în zadar. În ciuda negocierilor cu Ucraina, Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că a plasat forțele de descurajare nucleară rusești în alertă de luptă, așa cum a cerut ieri Vladimir Putin. Dezbaterile la nivel internațional despre strategia nucleară a Rusiei este aprins discutată în comunitatea experților în securitate. NATO condamnă decizia lui Putin, iar SUA susține că Moscova inventează amenințări care nu există. Plasarea în stare de alertă a forțelor nucleare ruse de către președintele Vladimir Putin mărturisește de fapt că ofensiva sa în Ucraina nu decurge atât de bine pe cât sperase, a apreciat aseară ministrul german al apărării. Președintele Putin produce amenințări care nu există, a denunțat purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Well, Jonathan, this is exactly the kind of manufactured threats that President Putin has been using since the beginning of this crisis to justify further aggressive action. What is fact here is that Russia is under no threat from NATO, has never been, is under no threat from Ukraine, has never been. It is Russia and President Putin who are taking the aggressive actions. Ordinul președintelui rus constituie o escaladare inacceptabilă, a declarat și ambasadorul SUA la ONU. It means that President Putin is continuing to escalate this war in a manner that is totally unacceptable, and we have to continue to condemn his actions in the most strongest possible way. Secretarul general al NATO a numit amenințările lui Vladimir Putin de a folosi sistemele de apărare nucleară drept o retorică periculoasă. This is dangerous rhetoric. This is a behavior which is irresponsible, and of course if you combine this rhetoric with what they are doing on the ground in Ukraine, waging war against the independent sovereign nation, conducting full-fledged invasion of Ukraine. This adds to the seriousness of the situation. Rusia ar avea aproximativ 6.000 de arme nucleare, iar Statele Unite au în jur de 5.500. În ultimele decenii, așa numita ordine nucleară a rămas destul de stabilă. Celelalte 7 țări despre care se știe că au arme nucleare au arsenale mult mai mici. Majoritatea țărilor din lume au semnat tratatul care limitează dezvoltarea armelor nucleare, în timp ce remarcele lui Putin reprezintă cu siguranță motiv de îngrijorare, mai ales că au declanșat cea mai mare operațiune militară din Europa.
Europa de după cel de-al doilea război mondial. Experții în securitate cred că o lovitură nucleară este încă puțin probabilă, fără amenințarea unei intervenții militare din partea SUA și NATO, dar ei au spus că Putin însuși este cea mai mare sursă de incertitudine. Lanțul de comandă al sistemului nuclear rusesc este modelat după cel sovietic și se bazează pe trei chei care sunt de fapt coduri de lansare. Unul este în mâinile președintelui, unul în cele ale ministrului apărării și al treilea în mâinile șefului de cabinet comun. Vladimir Putin a ordonat ieri ministrului apărării Sergei Shoigu să ridice gradul de alertă pentru forțele nucleare, după ce el a acuzat declarații agresive din partea țărilor NATO. Pentru fostul actor Volodymyr Zelensky, rolul de slujitor al poporului a fost unul prorocitor. În doar câțiva ani, acesta s-a transformat dintr-un comediant în președinte de țară. Doar că viața i-a demonstrat că e mai tare ca orice film în momentul în care Rusia a invadat Ucraina. Zelensky nu a fugit, ci a rămas să lupte cot la cot cu poporul său pentru a-și apăra țara. De-a lungul timpului, mulți l-au criticat, mai ales pentru că a urecheat marile puteri occidentale și a avut declarații contradictorii. În ultimele zile însă, președintele ucrainean a dat dovadă de un curaj incredibil, ridicând standardele de eroism pentru toți șefii de stat, iar toată țara a preluat atitudinea incredibilă a conducătorului lor. Доброе утро, господин президент. Acum 7 ani, Volodymyr Zelensky era protagonistul unui film în care juca rolul unui profesor de istorie, care ulterior a devenit președinte pe o platformă anticorupție. А за какие заслуги? Перед родиной. Да. Они приходят эти потом пидасы власть. Пиздят и пиздят. Пиздят, и пиздят. Ударения разные, смысл один и тот же. И все А меня бы на одну неделю туда отправили. Если бы можно было, я бы был срок. Peste ani, Zelensky s-a ales din nou cu acest rol, doar că în viața reală. Scenariul pe care l-a pregătit soarta este însă greu de conceput, chiar și pentru cei mai buni regizori. Asta pentru că Zelensky este președintele Ucrainei pe timp de război. Un război împotriva unei puteri militare impunătoare, o bătălie incredibilă cu Rusia, care vrea ca Ucraina să dispară ca stat. Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Criticat de mulți politicieni importanți că ar fi doar un clovn și că a câștigat alegerile prezidențiale anume pentru faptul că este celebru, fostul comedian Zelensky a demonstrat zilele acestea lumii întregi că un actor poate fi un lider impresionant, dând dovadă de un curaj incredibil și un caracter foarte puternic. Chiar dacă acum este complet epuizat, președintele de 44 de ani nu cedează, iar toate mesajele sale cheamă la pace. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить În plus, Zelensky a avut curajul să critique capitalele occidentale pentru refuzul lor de a face altceva decât să impună sancțiuni economice Rusiei. Але ei, друге, ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Deși experiența sa de președinte este de doar 3 ani, Volodymyr Zelensky este un adevărat slujitor al poporului, astfel numindu-se de fapt și partidul său politic. În plin război în care rușii vor să-l scoată din scenă prin asasinare, liderul de la Kiev refuză să-și părăsească țara și continuă să lupte pentru patrie cot la cot cu oamenii săi. Premier-ministru Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут, всі ми тут. Chiar dacă forțele armate ale Ucrainei sunt mult inferioare celor din Rusia, Zelensky a reușit să-și mobilizeze poporul și să-l încurajeze să lupte pentru țară prin propriul exemplu. Deși în ultimul timp Zelensky a picat în sondaje, invazia rușilor asupra Ucrainei a făcut ca până și ucrainenii care îl criticau să-și schimbe părerea și să-l considere ca fiind cea mai bună alegere. Zelensky a fost acuzat de-a lungul timpului că ar ascunde averi, proprietăți și conturi bancare relevate de ancheta Panama Papers. A fost implicat și în scandalul de demitere al fostului președinte american Donald Trump. Dar nimic din toate acestea nu mai au importanță acum, iar istoria lui Zelensky este rescrisă de război.
подъем! Извините, пожалуйста, я не узнал, смотрится. Там ты в капюшоне, мы тебя не узнали. Volodymyr Zelensky s-a născut în 1978 într-o familie de evrei ucraineni. Tatăl său este profesor de informatică, iar mama sa a fost inginer. Copilăria și-a petrecut-o în orașul Krivoi Rog, situat la aproximativ 400 de kilometri sud de Kiev. A studiat dreptul la Universitatea Națională de Economie din Kiev, dar nu a practicat niciodată meseria de avocat. Ulterior, Zelensky și-a legat destinul de actorie, fiind comediant, scenarist și producător de filme. În 2018 s-a implicat în politică, iar un an mai târziu devine președintele Ucrainei, reușind să combine perfect abilitățile actoricești și cele politice pentru a se bucura de succes și a ridica standardele de eroism pentru toți șefii de stat. Este căsătorit cu Alena Zelenska și au împreună 2 copii. Voluntarii de la centrele de plasament depun o muncă titanică în aceste zile. Cei mai mulți sunt studenți sau elevi și de când a început războiul și-au pus pe pauză viețile personale și-au sărit în ajutorul refugiaților din Ucraina. În a cincea zi de muncă, voluntarii sunt supraobosiți, nedormiți și nemâncați. Cu toate acestea, tinerii își păstrează optimismul și spun că lucrurile bune pe care le fac le dau forță să continue. Madalina are doar 16 ani și este unul dintre voluntarii de la Moldexpo. Fata este pe picioare de vineri, de când a cerut permisiunea să lipsească de la lecții ca să ajute refugiații. Muncesc zi de dimineață de la ora 8, am fost și aseară, de la orele 6, începând cred că până la orele 12 am stat și voi veni și mâine pentru a ajuta oamenii de aici. Adolescenta susține că propriile griji sunt floare la ureche, pe lângă ceea ce vede zilnic la centrul de plasament. Nici măcar să ia masa nu reușește. Nu, încă nu am reușit, am mâncat dimineața ceva acasă, sper că de seară reușesc. Sunt oameni speriați ce într-adevăr au nevoie de ajutor și de compătimirea noastră. Iar acesta este Abdul și este și el voluntar. Tânărul este student la medicină și vine din India. Spune că omenia și solidaritatea nu au naționalitate. Even though these people are suffering this much, we should not look at whether we are from which country or which place. We have to work hard for it and we all should stay together in these hard times and help everybody. Și tânărul interpret Denis Midone a preferat să-și pună toate activitățile pe pauză și să dea o mână de ajutor. Dacă aș fi făcut atâtea lucruri acasă cât am făcut aici, cred că aș fi obosit mult mai mult. Cumva nu reușești să te gândești că la faptul că obosești. Iar acest bărbat care este pedagog social este din Rezina. Acasă îl așteaptă soția și 2 copii, în timp ce el ajută fiind voluntar. Practic nu avem timp când să ne oprim și să mâncăm sau să ne odihnim. Majoritatea voluntarilor care muncesc cot la cot la centrul de plasament de la Moldexpo sunt elevi și studenți. De câteva zile de când au început să vină refugiații ucraineni, acești tineri muncesc în 2 ture și sunt deja extenuați. Am încercat să divizăm munca voluntarilor în așa fel încât să nu-i supunem presiunii. Voluntarii care au fost în tura de zi ieri au plecat seara acasă și au venit alții care au fost în tura de noapte. Pregătiți, nu ne gândeam că o să întâmple asta, dar înțelegem că pentru cei care sunt acolo înăuntru este și mai dificil. Este pentru a cincea zi consecutiv când voluntarii sunt la datorie. În aceste zile de când ucrainenii s-au refugiat în țara noastră, mai mulți moldoveni au dat dovadă de altruism și s-au înrolat în rândul voluntarilor la centrele de plasament improvizate din toată țara. O familie cu 11 copii din Odessa s-a refugiat în Republica Moldova, ajungând la centrul de plasament de la Moldexpo. Soții povestesc că și-au lăsat casa și tot ce au agonisit o viață și au fugit ca să-și salveze copiii. Ca să ajungă până la Chișinău, s-au înghesuit cu toții în câteva mașini, iar cel mai rău au suportat drumul cei mici. Aceștia vomitau și plângeau pentru că nu mai suportau să stea în mașină ore în șir. Stepan. Darina. Yesfir. Avram. Emilia. Sofia. Михей. Alina. Seama. Как тебя зовут? Татан. Aceștia sunt doar câțiva dintre cei 11 copii ai soților Natalia și Roman. Familia numeroasă a venit la noi din Podolsk, un oraș situat lângă Odessa. Acolo au lăsat tot ce au agonisit o viață întreagă. Им тоже надо сохранить, это ж все-таки наше будущее. И рожали их не для того, чтобы сейчас просто они стали или пушечным мясом, или их поубивали, и на этом все закончилось.
ну, ради детей уехал. Все оставили, все, как, все, что наживали столько лет, все собрали так некоторые вещи. El este Evgenii, fratele cel mai mare. La doar 18 ani și-a asumat toată responsabilitatea pentru frățiorii săi mai mici. Все равно надо как-то держать себя в контроле, чтобы защитить их, чтобы они меньше урона получили от этой ситуации. Мне тут очень нравится, я с подругами играю. Până a ajunge în Moldova, drumul a fost lung și foarte anevoios. Дети рвали, потому что жарко, душно, на улице холодно, постоянно нужно проветривать машину, окна запотевают. Вот, ну, тяжелая дорога была, нигде не останавливались, не кушали. Если что-то были какие-то запасы, там, ну, что взяли с собой, кормили на ходу детей. Familia formată din 13 persoane, dar și câteva rude de ale lor, au fost cazați la centrul de plasament de la Moldexpo. Для каждого выделили каждому ребенку свою комнатку, свою кровать, свою тумбочку, все. Для всех вот расселили, можно сказать, тут все это наши дети. Soții susțin că planifică să se refugieze în Germania. Această familie este una dintre miile de familii de ucraineni care s-au refugiat în țara noastră. De la centrul Moldexpo, care este un punct de triere, majoritatea familiilor au fost transportate la alte centre de cazare din toată țara, cum ar fi pensiuni, stadioane, spitale, cămine sau vile și apartamente oferite gratuit de către oamenii care nu au rămas indiferenți. Rezervele pentru anumite medicamente necesare în spitalele din țara noastră sunt suficiente doar pentru o lună. Despre asta anunță șeful Direcției Sănătatea Primăriei, care spune că preparatele ajung în Moldova prin portul Odessa, închis astăzi. Ministerul Sănătății și Guvernul afirmă că se gândesc la soluții și că în următoarele zile ar urma să fie achiziționat un stoc suplimentar de medicamente care să fie importat în țară prin alte căi. Rezerve de medicamente în Republica Moldova sunt pentru o lună de zile. Anticipăm o posibilă criză de medicamente. Șeful Direcției Sănătatea Primăriei a făcut anunțul după ce a participat în această dimineață la ședința punctului focal al Ministerului Sănătății. Autoritățile vorbesc despre o eventuală criză a medicamentelor din cauza că produsele farmaceutice, în special soluțiile perfuzabile, în mare parte erau livrate în țara noastră prin portul de la Odessa. Solicităm autorităților centrale, Guvernului și Ministerului Sănătății, să permită conducătorilor instituțiilor medicale, în special din municipiu, să se permită procurarea imediată, prin proceduri simplificate, prin derogare de la legea de licitații, a acelor medicamente, produse farmaceutice, care încă mai este posibil de le procurat. Responsabilii de la Ministerul Sănătății afirmă că propunerea lui Boris Gâlcă nu ar fi tocmai bună. Astfel spun că sunt în căutare de soluții. Sunt anumite categorii de medicamente. Marea majoritate este pentru uz spitalicesc, nu pentru medicamente în farmacii sau de uz tratament ambulator. Trei opțiuni care le vedem la moment. Prima este inițierea unei achiziții suplimentare de medicamente care cad sub acest risc. Al doilea este donația și al treilea este producerea autohtonă. Achiziția suplimentară de medicamente ar urma să fie lansată în aceste zile, iar în câteva săptămâni deja am putea primi preparatele. Am dispus certificarea automată a produselor care provin din Uniunea Europeană, avem decizii care ajută la transportarea bunurilor prin portul de la Constanța, deci avem mai multe decizii care să asigure derularea normală a comerțului internațional. Astăzi va avea loc ședința operativă a șefilor instituțiilor medicale din municipiul Chișinău, la care va fi discutat subiectul privind rezerva de medicamente. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea În profunzime cu Lorena Boxa. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară liniștită!